După ce fostul cămin cultural a fost demolat, comuna Volovița de ani buni nu are o casă de cultură. În aceste condiții, autoritățile planifică să repare fosta școală primară, care ar putea deveni noua casă de cultură a comunei. Până atunci, festivitățile și evenimentele publice sunt organizate în incinta primăriei sau în parc. O alternativă sunt cantina și sala de festivități a gimnaziului din localitate. În cadrul gimnaziului putem încadra unele sărbători, iar localnicii nu pot să vină aici să se adune toți ca să vadă asta. Cum este o comună formată din două sate, această casă lipsește foarte mult. Nu avem centre de creație pentru săteni, pentru tineri este o problemă, nu au unde să ocupe sportul sau ceva de genul. Din această cauză, mulți tineri din Volovița zilnic fac naveta și se antrenează la Soroca, unde au parte de condiții mai bune și posibilități de afirmare. Tineri care sunt, mulți sunt cu luptele greco-romane și în campionat la reg. Se ocupă un elev care este locuitor al satului Alexandru cel Bun. Radu merge de mai multe ori pe săptămână la Soroca, unde are ore de kickboxing. S-ar bucura mult dacă ar avea posibilitatea de a practica acest gen de sport chiar în localitatea sa de Baștină. Astfel ar câștiga nu doar timp, dar și ar economisi niște bani. O problemă a tineretului de la noi din comunitate este lipsa casei de cultură, unde se organizăm discotecă, concerte. O altă problemă este lipsa salei de sport, unde putem să ne ocupăm cu trânta și alte lupte marțiale. O altă tânără, Cornelia Coșciuc, zice că în Volovița lipsește și un teren de joacă pentru copii. În localitatea noastră, în afară de teritoriul școlii, copiii nu au unde să se joace. Cred că ar fi bine să fie construit un teren de joacă pentru copii, unde ei ar putea să stea în timpul liber. Cu toate acestea, tinerii sunt de părere că satul lor s-a modernizat în ultimii ani. S-a construit un parc pentru tineret care este în incinta primăriei, s-a construit un teren de fotbal inovat și datorită la asta s-au apărut noi locuri unde pot distra tineretul și oameni mai în vârstă. Între anii 2008-2009, spun localnicii, Volovița a avut o casă de cultură care a fost dărâmată. În locul acesteia urma să fie construită alta. Spune că trebuie să-l strești și să-l facă de nou. Podul, casă, jos. Și el e ca acolo, cu terapie, foarte și ploi și ea. În prezent, fosta școală primară care ar putea deveni cămin cultural se află în reparație. S-a schimbat acoperișul, s-au schimbat geamurile. La moment urmează să facem reparații în interior. Și sperăm că va fi un, nu știu dacă se va numi casă de cultură, dar va fi un centru unde tinerii se putea aduna și să facă diferite activități pentru tineret și nu numai pentru tineret. Până atunci, toate adunările și activitățile se desfășoară în incinta primăriei la etajul 2 sau la gimnaziul din localitate. La Alexandru Bun avem etajul 2 de la grădiniță, tot care este folosită pentru diferite măsuri festive. Menționăm că din comuna Volovița, care numără peste 1200 de locuitori, face parte și satul Alexandru cel Bun.